pum, pum, ce auziți voi din stânga, bine, din stânga mea, din, nu știu de unde auziți voi, sunt bătăile în perete ale care se traduc, ești live, bă! Bună ziua, dragilor și dragilor, mult iubiților și stimaților, sesizați, nu, veselie maximă, mă, veselie maximă la mine, pentru că ne apropiem cu succes de ziua aia. Ziua aia care începe cu V. Și nu e ziua aia care începe cu V, gen vin banii de la salariu. E ziua aia care începe cu V și se cheamă vineri. Da? Vito. E, bună ziua! Săruna, Camelia! Bine ai revenit, cred. Da. Se apropie vinerea, însă, înainte de vinere, mai avem noi un hopuleț. Care e ziua de azi? Joi. A revenit și căldura, soare, frumos, oameni care lăcrimează pe obraj, așa, de aici. Lăcrimează pe aici, pe aici. Lăcrimează oamenii, că au venit iară căldurile alea mari. 30 iunie. Nu doar că se termină săptămâna și luna, dar acum se termină și vara. Și ne-am bucurat de ea mai mult de grămadă. Adică unii dintre noi, fericiții, s-au dus la mare, la munte, în orice împrejurare, alb-negru sau color, ca pe vremea BD-ului, da? Alții au stat numai în roman. Numai în roman. Alții n-au ajuns nici măcar până în parcare. Alții au reușit să se ducă să vadă țări străine. Eu le-am văzut în urmă cu ani de zile. De când am venit în România, n-am văzut nici măcar orașul ca lumea, cum trebuie. Dar promit, apropo de asta, că o să facem un, o plimbare din nou cu mașina prin roman ca să vă mai arătăm ce s-a mai întâmplat, deși nu s-a întâmplat mare lucru de la ultima noastră plimbare. 30 iunie, în continuare nu reușesc să văd chat-ul. Care-i povestea cu chat-ul ăsta? 30 iunie și... ce azi? Joi am zis, da. Îl vedeți pe colegul Ciprian făcând share maxim la această minunată emisiune. Aflați că în 1859 acrobatul francez, cum îl cheamă, Charles Blondin, a traversat cascada Niagara mergând pe o funie. Băi, am văzut un tip coborând fără funie de la etajul 3 din balcon. Vorbesc serios. Relativ recent, da? Coborând de la etajul 3 fără funie și fără haine chiar, pentru că îl prinsese soțul respectivei de la etajul 3 la el în casă și cum omul nu putea să iasă pe ușă, că ar fi dat nas în nas cu respectivul, care era și militar la vremea aia și era masiv, omul a preferat să coboare pe geam, pe balcon. De la etajul 3, omul a reușit cu succes în fundul gol, ceea ce este chiar o performanță, da? Fără papuci din ăia, fără special, fără mănuși, fără talc, da? Au coborât la etajul 2, a speriat-o pe băbuța care stătea la balcon, că s-a trezit cu el făcându-i așa în fața ochilor. După aia la etajul 1 și de la etajul 1 a sărit într-o tufă de trandafiri. Să vă reamintesc că omul era cu poponețul la vedere și cu alte chestii, tot la vedere. N-a fost plăcut pentru el. Acum o să spuneți, vai sărmanii trandafiri. Nu, nu, nu. Pentru că trandafirii nu sunt doar frumoși, dar au și spini. Și te înțeapă și când ai haine. Dar, uite, când ești cu curtea vizibilă. Ha? Așa că, dacă omul ăsta, acrobatul francez, a trecut el pe funie, cascada Niagara, în 1859, gândiți-vă că și în 2009, un alt om român, romașcan, chiar a făcut această fantastică realizare de a coborâ de la etajul 3 în fundul gol, din balcon în balcon și de a ateriza într-o tufă de trandafiri, ceea ce mi-aduce aminte de o poveste foarte veche din viața mea erotico-pseudo-sexuală, că nu știu cum să-i spun, când am făcut sex și abia la final mi-am în pădure și mi-am dat seama că eram într-o tufă de urzici. Nu-i plăcut. Vă zic eu, de pe acum. Ia că am mai zis ceva. Deci mă întreabă unii, bă, frate, dar nu ți-e cum să zici tot așa? S-au întâmplat, sunt realități. Adică că ne vedem la o bere sau la o cafea și vi le povestesc sau vi le zic voi acum pe net, pentru mine tot acolo. Niciodată să nu faceți dragoste în urzici.
vă recomand cu căldură chiar. Nu există destul spirit și destul palifie și ce dracu să mai dă ca să scapi de chestia aia. Și nu poți să te așezi nici pe Budă pe urmă, că na, acolo te urzici. Că vrei să te așezi și tu ca omul și nu poți să stai. În Germania a avut loc masacru împotriva lideri, ca să trec de la sex la masacru, împotriva liderilor asociațiilor politice rivale lui Hitler în 1934, așa numită noapte a cuțitelor lungi. Se publică romanul Pe aripile vântului în 1936, în 1960 Congo și-a câștigat independența față de Belgia. În 1973 a avut loc cea mai lungă eclipsă totală de soare a secolului 20, a durat 6 minute și 20 de secunde, eonul a făcut o avere, dacă exista, da? pe baza întunericului. Românii erau oricum obișnuiți că se lua curentul în perioada aia. Cea mai lungă eclipsă de soare. Pe urmă a fost un baby boom, după 9 luni, o grămadă de copii. Bă, te-am făcut pe întuneric, frate, că te-a făcut pe întuneric. Neața Ciprian, ce mai zice? Nu mai zice nimic ăsta, mănâncă. În 2002 are loc finala campionatului mondial de fotbal, care este câștigată de Brazil. Brazilia printr-un 2-0 împotriva Germaniei. În 2005, Spania legalizează căsătoria între persoanele de același sex. Dar oare să încep? Nu. No. S-a vorbit destul pe tema asta. Iar în 2015, adică anul trecut, pe 30 iunie, a fost adăugată o secundă în plus în dispozitivele care măsoară timpul universal pentru a compensa încetinirea vitezei de rotație a Pământului în jurul propriei axe. Bun, cine s-a născut? Allegra Versace, nepotul lui Gianni Versace. Bă, cât de nașpa trebuie să fie? Singura realizare, singura chestie pentru care să fii cunoscut, da, e că ești băiatul, fata, nepotul cuiva. Băi, bună ziua, ce realizări aveți? Port numele lui bunica mea. Fantastic! Nici nu mă gândeam la așa ceva. Cine sunteți? Versace, creatorul de modă? Nu, ăla a fost bunică meu. Bună dimineața, Paul. Ăla a fost bunică meu. Eu nu am ieșit cu nimic în evidență, în schimb am un bunic cunoscut, deci vă rog. Ralf Schumacher își serbează astăzi ziua de naștere, născut în 1975. Ia uite, frate, e cu un an mai mic decât mine și deja e celebru. Să nu te oftici, eu am mai avut o criză de asta. Știți, v-am mai zis, nu, că am 40 de ani. Făcuța cu ceva vreme. 40 de ani. Mă uit în urmă câteodată și zic, bă, da. În spurma mea ce? Nic! Zero! Linie! Da? Ralf Schumacher e cu un an mai mare decât mine, e pilot german de Formula 1, nu e extraordinar de bun și ăsta e a ajuns cunoscut pentru că e frate-su. El e pilot, ok, da, una e să fii Ralf Schumacher și alta e să fii Schumacher. Da? Dar oricum, omul lasă ceva în urmă. Eu am mai avut o criză de asta și a fost să se oftice unii oameni la 30. La 30 am avut o criză când a zis, bă, frate, la vârsta asta, la 30 de ani, da, mulțumesc, la 30 de ani Iisus pusese bazele unei religii întregi care durează de niște mii de ani, da? Și eu la 30 de ani nici măcar n-am o mașină. Bine, la vremea aia n-aveam. Da? Zic, cât de prost, ultimul prost din curtea școlii. Pe de altă parte, stau și mă gândesc cam nașpa să te compari, da, cu Jesus. Mike Tyson, pugilist american și el născut tot pe 30 iunie. Ingrid Malmsteen, tot pe 30 iunie. Cine a murit? Itzhak Shamir, fost ministru, prim-ministru al Israelului. Sunt sărbătoriți astăzi Sfinților 12 apostoli în calendarul ortodox și Sfântul Ierarh Gelasie de l'Armeț, tot în ortodox. Republica Democrată Congo își serbează astăzi independența față de Belgia, lucru care s-a petrecut în 1960. Congo fiind una din țările, de fapt cred că țara cu care ne comparăm noi cel mai mult de o vreme încoace.
Nu? Parcă despre Congo. Ah, da, 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 uite, mulțumesc. Băi, știam eu că sar peste ceva important. Mulțumesc, Ciprian, corect. Ciprian Mancaș de pe Facebook mi-a trage atenție că am uitat de Tunguska. Da, are loc fenomenul Tunguska în Siberia în 1908. Ciprian zice că a aterizat extraterestri. Eu n-am cum să mă bag în chestia asta, deși îmi place povestea, e posibil, dar încă nu știu aia ce s-a întâmplat acolo. Putem să merge că au aterizat extraterestri în pădurea Tunguska în Siberia. Uite că uitasem de chestia, am sărit peste. Prea tare. Cum era, puteam să uit? Vezi ce înseamnă să ai chat-ul tot timpul vizibil? Știți că elevii sunt în perioada asta... Bă, ce mă enervează că trebuie să dau refresh de fiecare dată. Nu se poate, bă, să nu avem o chestie care să ruleze normal, să văd și eu ce scriu oamenii aici. Ți-ai găsit. Clic, 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 clic. Știți că elevii sunt în plină, sau erau, dacă nu s-o fi terminat, evaluare națională 2016 și ca de fiecare dată după un examen de genul ăsta, că e evaluare, că e examenul în sine, apar în presa centrală perle. Perle care nu fac decât vor să arate, bă, dar proști suntem. Da? Adică, avem o evaluare națională a limba și literatura română, da, și ca urmare suntem proști ca noaptea. De ce? Pentru că uite ce au scris elevii. Bun, nu-i mai bagă nimeni în seamă pe aia care chiar au făcut niște lucrări bune, mai ales că e o evaluare, da? Și vine cam așa, autorul versurilor se crede frate cu Salcâmii. Vorbim de poezia Salcâmii, da? Pentru că doar așa își amintește el de copilăria lui, în care erau albine și copaci. Clink! Eu din copilăria mea mi-aduc aminte cum făcea bunicul meu, Rachiu, bunicul Fogel, da, de la Hacienda. El, când timpul liber, mai făcea Rachiu. Și în timpul și mai liber îl bea, că de aia îl faci, da? Mi-aduc aminte cum m-am îmbătat crâncen, m-am îmbătat bunicul la 4 ani. Dacă mi-ați citit blogul pe vremuri când scriam, am zis acolo, cea mai mare beție pe care am tras-o vreodată, la 4 ani am tras-o. Când m-am îmbătat bunicul meu de aproape de comă, ajunsesem. Dar hai să-l gustăm rachiu și cât îi trebuie din copil de 4 ani? Gâl, 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 pf, ăla a fost. Ce mai aduc eu aminte din copilărie? Albine și copaci, a scris unul dintre candidați. Semnificația versurilor arată că pe lângă Salcâmi stăteau albinele. Înseamnă că pe lângă Salcâmi cineva a pus niște stupi. Că eu am stupi acasă și tot lângă Salcâmi îi punem. Copilăria lui Ion Creangă e bântuită de la cireșe. Băi, eu încerc să-mi aduc aminte și de propriile mele tâmpenii pe care le-am scris pe când încă mai mergeam la școală și astea sunt minciuni. Sunt micuțe, adică, na, nu poți să... Băi, știi cum e? Și profesorii ăștia au niște așteptări care s-ar putea să fie prea mari. S-ar putea să fie, într-adevăr, prea mari. Că dacă ei spune unuia... Neața Iuliana, dacă îi spune elevului de clasa a 8-a, bă, ia vorbiți voi despre versurile lui Guță, ar ști toți ce vrea ăla să zică acolo, de bani, de dușman, de iubire, de cum e el șeful șefilor, boșii boșilor, bosul boșilor, așa mai departe. Ei, dai Salcâmii, mă, lași. Rolul cratimei învie în mine este de arăta că copilul din poet nu era mor de binelea. Și bre, cum vine? Copilul din poet nu era mort de-a binelea. Ok. Cratima are rolul de a scurta cuvântul cu o literă care dispare în vorbire. Gen pro, pros. Mai ești, frate, să scrie așa ceva. Da. În fiecare an, de fiecare dată, mie îmi place că presa nu prezintă decât din astea. Evident, sunt și elevi din ăștia. Mișto că presa mai face treaba asta și anume mai prezintă și din anii din urmă. Adică dacă n-au destui elevi care să dea cu bâta în baltă, nu-i problema, avem, ne-a rămas de anul trecut. Da? Și mai iau de acolo. Ce trebuie? Că doar niciodată nu putem să arătăm destul că suntem proști.
Dacă nu avem proști, fabricăm câțiva. Ce e așa de greu? Să se vândă ziarul. Merge. Merge. Ce să mă... Păi, facem niște politică? Nu, stai să mă uit. Gest controversat. A, apropo de asta. Gest controversat în politica românească. Clink, 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 clink. A, e tableta mea. Fostul subprefect de Prahova, Alexandru Bănică, ar fi încercat miercuri să sărute mâna noului șef al Consiliului Județean. Gestul stârnind multe controverse. Eu nu înțeleg exact controversele. Neața, eu nu înțeleg care e povestea cu controversele. Sergiu, bine ai venit. Ce ați fi vrut să facă ca toți politicienii locali, mici și să-l pupe în fund? Mâna i-o sărut șefului direct, da? Când vine șeful direct, când vine șeful direct și mai puternic decât tine și are în mâinile sale de parte și de alta dreptatea, frăția, pâinea, cuțitul, viitorul carierei tale politice, mâinile alea muncite trebuie să le săruți una sau să te așezi frumos într-un genunchi. Că e poziția, când te așezi în genunchi, e poziția perfectă. Îl întorci pe șef cu spatele și îl pupi în fund. He, vă asigur eu că n-ați fi vrut să vedeți o fotografie cu fostul subprefect de Prahova, Alexandru Bănică, pupându-l în fund pe nouul șef al Consiliului Județean. Mâna a vrut să-i o sărute, logic. Că cu aia semnează pe viitor. Gestul a venit imediat după ce s-au făcut publice rezultatele votului consilierilor pentru alegerea președintului Consiliului Județean Prahova. La conducerea acestui Consiliu Județean a fost ales Bogdan Toader de la PSD, iar imediat după anunțul Comisiei de Validare, fostul subprefect Alexandru Bănică ar fi intenționat să-i sărute mâna șefului său, direct. Bogdan Toader și-a retras însă imediat mâna, arătându-i probabil Vasile în partea cealaltă. De aia n-a putut omul să-l pupe cum trebuia. Bă, tu-i politica măzii. Păi mine mă omoară ăștia cu politica lor, bă. Este. Adică, bun, a ieșit ăla. Vezi că e mai puternic decât tine. Ce faci? Îl pupi puțin, că trebă. Trebă. Ca să vadă că ești acolo, că existi. Să-l pupi, frate. Bun. Alexandru Bănică, acum consilier PSD, neagă însă că ar fi intenționat să-i sărute mâna. Dacă vă uitați pe net, se vede clar gestul. Adică când e ăla așa, în poziția asta, nu cred că vroia să se scobească între dinți cu unghia de la degetul mic a mâinii respectivului. Și când am avut în intenție așa ceva, el e mai înalt, am vrut să-l iau în brațe. Cum era să-i pup mâna, a declarat Alexandru Bănică. Păi, așa. Cum? Ce, am vrut să-l iau în brațe. Bă, dar eu nu înțeleg cum. Și cum luatul ăsta în brațe? E mișto să-l iei pe cineva în brațe. Când iei pe cineva în brațe, întinzi brațele în lateral. Așa funcționează, da? Întinzi brațele în lateral. După ce îi strângi omului mâna, întinzi brațele în lateral, el întinde brațele în lateral și vă strângeți în brațe prietenește, bărbătește, oarece distanță, fără să se atingă organele, că, na, suntem noi așa construiți și vă bateți pe umăr, da? Bravo, bă, sau aici pe umăr. Bravo, Vasile, ai făcut o treabă bună, da? Dar când ești în poziția asta, e cam greu să arăți că vrei să-l iei în brațe pe om. Da? Decât dacă nu aveai intenția să-l înconjori cu totul, sugându-l pe om înăuntru tău și să-l îmbrățișezi în totalitate. Consiliul Local Prahova s-a constituit la a treia încercare după ce liberalii nu au participat la ședințele anterioare, acuzând ilegalități în privința voturilor. Bă, știți bine că de o vreme încercăm și noi să... Am încercat săptămâna trecută sau acum nici mai știu când să prezentăm live ședințele astea de constituire ale consiliilor locale și a celui județean. După două din astea m-am lăsat pe gubaș. Două, după trei, pardon. Că a fost și ăla local Piatra Neamț și cel județean Piatra Neamț, care, dacă înțeleg bine, nici acum nu există. Nu s-au constituit. La cordun nu s-au prezentat PSD-știi. La Piatra Neamț nu s-au prezentat liberalii. La județean nu s-a prezentat
Sfântul Ierarh Nicolae, eu știu de ce dracu... Băi, și aici vine întrebarea cea mai mișto. Dragii mei vasili consilieri care v-ați înscris și v-au trecut șefii acolo pe care îi pupați, da? V-au trecut pe niște liste. Și cetățeanul de rând, turmentat sau neturmentat, deștept sau prost, cu școală sau fără, a venit și a pus ștampila pe lista aia de consilieri. Pe lista aia de consilieri. Mergând pe ideile că, na, românul mai puțin știe politică, el face politică, dar de înțeles exact politica nu înțelege nimeni, nici măcar care sunt făcuți acolo, care sunt puși acolo să facă politică, nici ei nu înțeleg. Și omul a pus ștampila pe lista care i s-a părut mai atrăgătoare, nu neapărat pe partid, bă, ăștia sunt liberali sau pesediști sau neperiști sau nu știu ce dracu, aldiști, puciști, troțchiști, naziști, n-are importanță, dar el a pus pe lista care l-a atras mai mult. Bă, ăsta nu-i băiatul lui vecina de la 3, dar uite, bă, săracul să ajungă consilier. Puf, ștampila pe el, corect și implicit pe restul listei. În momentul în care votantul, cetățeanul, nenea de jos a pus ștampila pe lista respectivă, s-a semnat un contract moral. Există un contract moral între voi, între cel care a pus ștampila, votantul, care este beneficiarul serviciilor, care este, și cei de pe listă, care, prin simplu fapt că există pe lista aia, își asumă niște responsabilități față de votanți. Este? Se face un contract, măcar la nivel moral. Da? Eu te pun pe tine să faci treabă pentru mine, tu faci treabă și eu sunt mulțumit. Pe urmă vine chestia asta, cu haideți să facem consiliile. Și încep să n-apară oamenii. Cine? Oamenii ăia care s-au așezat pe liste. Mulțumesc, Daniela. Da, am zis deja, 80 de ani de la publicarea romanului. Deci oamenii ăia care s-au așezat acolo pe liste, că au fost numiți, că n-au fost numiți, că s-au cerut, că au plâns, că s-au dat cu cur de pământ să ajungă pe liste de consilieri, pe urmă, la... Da, Ciprian. În momentul în care la comanda conducerii partidului nu se prezintă la treabă, ar trebui să intre la închisoare. Numai eu gândesc așa, pentru că se rupe acel contract la nivel moral și pentru că m-ai păcălit, Vasile. M-ai mințit cu o campanie mincinoasă, evident că nu puteai să mă amețești cu o campanie amețitoare, da? M-ai mințit cu o campanie, te-ai așezat pe listele alea, eu te-am votat și tu nu mai ieși. Pentru că nu e așa, de fiecare dată când nu se prezintă consilierii și consiliul local sau județean nu se poate înființa, urcă următorii pe listă. Până când o viață amară și un trai nefericit? Până să termine listele. Când se termină consilierii de pe liste, ce se întâmplă? Alegeri parțiale sau nu știu ce dracu să face din nou. Deci votul tău n-a avut nicio valoare. Adică democrația, încă o dată, dă kicks. Fail. Nu funcționează. Voința populară înseamnă fix ciuciu. Cucu, fundul, spuneți-i cum vreți. N-are nicio valoare. Da? De ce? Pentru că pe linie de partid, a unuia sau a altuia partid care este, s-a decis că voința populară e zero barat. Că prostimea merge la vot, că trebuie să meargă, că așa se face. Din tată în fiu, bunelul făcea, străbunelul, Decebal făcea chestia, noi mergem pe tradiții mult, da? Și la final, tot ce se decide, nu decid mulții ăia de-au pus ștampila. Vine pe linie de partid, bă, boicotăm ședința asta. Ce se întâmplă mai departe? La final, să zicem că se ajunge până acolo, alegeri. Din nou. Păi, nu abia am votat? Am ales, adică, niște oameni. Am pus un primar. Am pus o listă de consilieri. Au ieșit. Unde-s? Nu-s. Trebuie să facem alegeri din nou. Știți ce zic eu? Luați câte un lanț și o ghiulea de aia mare, legați-o de piciorul
consilierilor și ăia care vin la muncă să stea la muncă, iar ăia care nu vin la muncă să stea la alt tip de muncă. Pentru că i-am votat și m-au mințit. Se numește înșelăciune. Nu putem vorbi de boicot pe linie de partid, că a decis partidul. Nu, tovarășe, domnule, ți-ai asumat responsabilitatea. Nu poți să te dai de cur înapoi și să spui, știi, nu mai vreau acum că nu am ieșit, nu avem viceprimarul, nu a ieșit al nostru. Dar dacă n-a ieșit al vostru, înseamnă că nu e bun. N-a ieșit vicepreședintele de Consiliul Județean. Cui pasă? În timpul ăsta stă în șfrecămenta toți pentru că, de ce? Că vi s-a spus vouă de sus să nu faceți Consiliul. Ce prostie asta? Că nu se poate să gândesc numai așa. Nu se poate! Trebuie să mai dau un refresh, că nu știu, dacă mai îmi scrieți ceva și vi se pare că nu răspund, nu e că nu vreau să vă răspund, ci pentru că nu văd că îmi scrieți. Și eu aș vrea cu drag, dar nu știu ce dracu să-i fac. Mai învățați-mă și pe mine, care vă pricepeți la tehnologie, că eu habar n-am. În afară de F5, nu știu să apăs alte butoane. Păi dacă nu te mințeau, nu-i votai. Da, corect. Corect. Păi noi ne-am obișnuit să susținem prin vot minciuna. Am mai zis chestia asta de câteva ori. Uimitor, oamenii care jură că vor... Numai România se poate, nu? Nu. Și în alte țări. Oamenii care jură că vor respecta legile țării o fac din arest, a se vedea Baia Mare, jurând cu mâna pe Biblie și pe Biblie, da? Și pe Constituție, că vor respecta legile țării, de unde? Din arest. Că acolo au câștigat, acolo se aflau când au câștigat alegerile. Alții jură că vor face totul pentru cetățean și în momentul în care ajung să aibă posibilitatea să facă totul pentru cetățean, nu mai fac nimic pentru cetățean. De ce? Că nu vin la muncă. Nu vin să-și facă treaba. Unul din consilierii, nu mai știu de unde dracu era, cred că era penelist, pedelist, nu mai știu cum se cheamă partidul ăsta, de la Piatra Neamț, trebuia să fie la ședința asta de constituirea Consiliului Județean și omul punea poze pe Facebook de la nu știu ce crâșmă. Om care cu doar câteva zile înainte pusese tot pe Facebook, am avut un singur vot, toate celelalte au fost ale voastre, vă mulțumesc și vă promit, jur, cu lacrimă, curgându-mi din ochi, că nu vă voi dezamăgi niciodată. Prima ședință și cea de constituire a Consiliului și omul nu-i prezent, pune poze de la crâșmă. Ce bine mă simt. Păi, tataie, trebuia să fii dincolo, să ne simtem bine cu toții. Înțelegeți? Cum să nu te enerveze politicienii? Dacă ăștia de mici, și când zic de mici, nu ca vârstă, mă refer la poziții, ca un consilier local, hai să fim serioși, da? Ar putea să nu existe. Dacă din poziții de-astea mici ei te trag pe sfoară și gata, mă, a ajuns consilier, dar cu ce mai pasă? Păi când o să ajungă parlamentar, cum faci? Vine Clotid, băi, trebuie să învăț cum se cheamă fata respectivă, cum se intitulează ea, Armand, Franțuzoica, am să-i spun Franțuzoica, îmi pare rău pentru ea, nu pot să-i spun numele că nu știu franceză, nu-mi iese, Clotid, Armand, care zice că trebuie să-i forțăm pe parlamentari să stea 8 ore pe zi la muncă. Bă, succes, noi suntem români! Nimeni nu stă 8 ore pe zi la muncă. Dintre cei ăi mari, zic, ăia mici, da, frate, țineți-i câte 25 de ore, pentru că au nevoie de bani și dacă nu vor să stea 25 de ore pe zi la muncă, or să fie alți amărâți care să vrea să stea, da, că ăsta e patronul român. Și Franțuzoica vrea să-i țină pe parlamentari 8 ore pe zi la muncă, 5 zile pe săptămână. Când o să văd chestia asta, vă promit eu, că jumătate... Da, mă, știu cum se scrie! Mulțumesc, Andrei! Știu cum se scrie, nu știu cum să pronunț! Că nu vorbesc franceză! M-am întrebat și alții, mă, dar chiar deloc franceză, frate, deloc! Deci una dintre limbile cu care nu mă înțeleg, asta și cu maghiara, nu știu de ce, dar aș putea învăța și germană, frate, dacă mă chinui puțin, aș putea învăța germană. Am învățat italiană, spaniolă, bine, astea sunt limbi latine. Limbi latine... Da? Astea-s mai ușor de învățat, dar franceza, n-am, nu pot. Très joli, hey, ue, și cam atât. He, ăla sigur îmi iese. Și gata, ui,
Și atât. N-am o treabă. Clotilde Armand. Îmi pare foarte rău că nu pot să-i spun numele femeii. De asta, băi, am un nume ce pe mine mă cheamă Fogel. Ăsta e numele meu de familie, da? Ei, imaginați-vă că Fogel ăsta l-am auzit spus în 80 de tipuri diferite, de 80 de persoane diferite, până când am decis de mâine mă cheamă Neamțu. Că poate să zică toată lumea. Da? Inclusiv Flagel mi s-a zis. Vögel, Fögel, Fogel, Fügel, Fag, da, Flugel, haide, kleine, cuțul, haide. Zic, bre, dacă nu poți să-mi spui numele, zi Neamțu. Și de atunci oamenii îmi spun Neamțu. Sunt nume pe care nu poți decât să îl stâlcesc femeii, să-i spun nu știu cum dracu și să se simtă lezată. Mai degrabă îi zic franțuzoica. Știm cu toții despre cine e vorba. Îmi pare foarte rău. Bun, și cam asta cu politica de azi, cred. Mă îndoiesc că o să fie doar atât de puțină politică în emisiunea asta, deși eu nu prea fac. Și-ar da demisia la cei 8 ore de muncă, 5 zile, că cred și eu. Măi, da, ok, nu poate fi forțat parlamentarul, dar trebuie să-l forțezi moral cumva, să înțeleagă faptul că 8 ore acolo nu muncește la sapă. Că sunt chestii, decizii de luat, sunt chestii de vorbit. Parlamentarul e ales și dacă e ales ce? Nu trebuie să facă program? Ăia încheie programul de lucru marțea și pleacă în teritoriu. Deci merg luni, stau cele 4-5 ore, vine marțea, stau 4 ore și după aia pleacă în teritoriu. A se traduce weekend super foarte prelungit. Și după aia, obosiți după 3 luni de muncă din asta titanică, intră în vacanță parlamentară, pe care nu o fac în țară, ca să susțină turismul românesc. Nu! Nu fac în țară, pentru că ar trebui să meargă cu mașina și să-și rupă mașina prin hârtoape. O fac în străinătate. Evident și eu aș face tot în străinătate, să am bani. Tot în străinătate aș face. Tot ce încerc să spun este că oamenii ăștia, e clar că au pierdut legătura cu realitatea. De ce stau atât de puțin în România, în zonele care chiar au nevoie de ajutor, zone care chiar au probleme, nu le cunosc pentru că n-ajung pe acolo. Și atunci pierd legătura cu realitatea. De unde să știe ei ce decizii trebuie să ia dacă ei nu știu cum e în țară? Ei, luni și marți muncesc, după aia intră în vacanță, în weekend. Că în weekend, hai să fiu în teritoriu. Da? Snagov, Predeal, Mamaia. Dar unde-i teritoriul dumneavoastră, domnul senator, nu vă spărați? Păi la Văscăuți. Păi de ce nu mergeți la Văscăuți? Să mori tu! La Văscăuți m-aș duce. Ați arde de glume. Și uită! După aia vine vacanța parlamentară. Și pleacă în vacanță parlamentară. Și de la Monaco nu poți să vezi ce străzi ai în România. Că e Monaco. La Monaco totul e bine și frumos, gagici, faine. Mai mergi și cu soția. Vreau să zic... soția altuia. Așa. Vorbim despre un fotbalist care a fost trimis în închisoare, Adam Johnson, 3 luni de închisoare, ci că arată foarte rău. Zice, nevastă s-a presupun. Fosta s-a iubită. Așa, de fosta s-a iubită. Pare extrem de afectat de viața în închisoare. El a fost închis pentru activități sexuale cu o minoră de 15 ani. Da? Pare foarte afectat de viața în închisoare. Ne pare rău că nu-i face nimeni masaj acolo și tratamente faciale și că nu stă nimeni să-i pilească unghiile. Se numește, ghiciți, închisoare! Măcar ăsta e închis de adevăratele. Ai noștri sunt în libertate, la domiciliu. Arest, hai să-i zicem arest, că trebuie, da? Arest la domiciliu. Ăsta ce-a făcut? A găsit o puștoică de 15 ani și a făcut sex cu ea. Ok, nea, bă, așa pe linie, da? Adică, scuză-mă, ca să nu rămân cu subiectul ăsta prea mult, l-au băgat la închisoare și se plânge apropiata asta a lui fosta iubită că viața în închisoare e nașpa.
Mai țineți minte când a intrat la închisoare? Vai, cum o chema pe aia de a zis că e nașpa în închisoare. Zibre, nu știu ce era ea și a zis că, vai, avem un singur geam în închisoare. Dar ce vrut, da? Nu era. Și Elena a zis ceva de genul ăsta, dar nu, aia e altă, vai, uite cum scapă. În fine, e nașpa în închisoare, avem un singur geam, o singură toaletă. Ce ai vrea să ai? Mă scuzi, se numește închisoare. Brusc, pe urmă, au început tot să se plângă de condițiile din închisoare. Au început să plângă de condițiile din închisoare și România are de plătit către Pârnăiași o grămadă de bani acum și de amenzi că n-au ăia condiții. Păi bă, Vasile, eu n-am condiții și sunt libertate și-s plătitor de taxe și impozite. Și n-am condiții. Adică dacă mâine mă trezesc singur că am apartamentul pe cap în care locuiesc și chiar e al meu până la capăt, eu nu-l pot să am grijă de el. Trebuie să-l vând că nu-l pot întreține, mulțumesc frumos, statul român. Înțelegeți ce zic? E, musai, trebuie să stai cu încă 5-6 persoane în casă ca să-ți poți permite un apartament, să-l întreții de la capăt, să mai poți să-și trăi, zic. Dacă mâine, serios, dacă mâine, uite, am decis eu, mai taci, dacă eu am decis să rămân burlac veșnic, nu-mi place să stau cu cineva, vreau să stau singur, eu nu pot avea grijă de propria casă cu salariul pe care mi l-a oferit statul român, de la stabilit, minimul pe economie. N-ai cum și să mai și trăiești. Doamne, apără și păzește. În fine. Și atunci ce fac? Sparg o fereastră unui magazin și prefer să intru la închisoare, frate. Unde, de bine, de rău, ăla câștigă mai mult decât mine, stă mai mult decât mine și are asigurat mese pe zi și casă. Și ocazionalele partide de sex prin surprindere, sau cum se chema la fața lui? Ha? Surpriză, așa. Sex surpriză. Ăsta se plânge că e rău în închisoare. Pă bune? Bă, cum o chema pe aia care se plângea, mă, că era rău în închisoare? Ciprian, singurul care poate face ceva parlamentarului este alegătorul la vot. Tocmai am zis mai devreme, nu vreau să fiu iar răutăcios și să ne luăm la harță pe net, dar tocmai am zis mai devreme că alegătorul a ales o listă de consilieri locali și ăia îi se schimbă sub ochi și se ajunge la alți oameni pe care omul nu i-a ales. La fel cum s-a întâmplat în Consiliul Local din Roman în anii din urmă. S-au ales niște consilieri pe liste, oamenii și-au pus încrederea în ei, în 3 luni au început să-și dea demisiile. Ții minte, nu? Au fost vreo 7-8, unul după altul. Mai mult. La PSD au schimbat aproape pe toți, da. Deci, mi-am pus ștampila pe o listă de parlamentari, de politicieni, nu parlamentari, pardon, consilieri locali, și ei s-au schimbat și au dat demisia. Ba, din diverse motive, acum na. Și brusc m-am trezit cu altă listă de consilieri locali pe care nu-i cunosc, nu-i cunoșteam, dar au ajuns consilieri. Nu i-a votat nimeni. De ce? Că nu erau pe listele alea. Lămuriți-mă. Și o să se mai întâmple chestia asta. Deci, dacă nici noi ca votant nu mai puteți să ne facem nimic, atunci e clar că numai Dumnezeu să mai vină și să ne spună, bă, de mâine nu mai vii la muncă. Doar așa. Nu, cred că o să se întâmple. Băi, ăștia vor să facă un alt film cu Harry Potter. Tot cu Daniel Radcliffe. Dacă adult. Știai? Nu? Cu o singură condiție va juca în filmul ăsta. Care? Circumstanțele ar trebui să fie destul de extraordinare. Pe de altă parte, eu sunt sigur că Harrison Ford a spus același lucru despre rolul Han Solo și uite ce s-a întâmplat acolo. Da, nu, ce să... Da, dacă e să mai facă un film... Băi, mai am, apropo? Mai am? În America să te văd pe net. Da? Zim cât mai am, ca să știu cât mai vorbesc. Mai am. Nu m-aș da înapoi să mai văd un film cu Harry Potter. Sincer, mi-a plăcut seria. De fapt, dacă mă gândesc bine, cred că o să mă duc acasă și să-l mai văd o dată. Îmi place, îmi place. Maria Mirabela. Oh, da... Maria Mirabela, doi crimi cu ochi de ceva.
sub cerul ca umbrela, alături de prieteni, ce bine ai să trăiești. Cum îl chema pe ăla, Scăpărici? Scăpărici. Știți că a plouat, da? La București. Fantastic. Chiar nu ne așteptam aici, într-o țară aflată într-o zonă climatică în care nu plouă cu sutele de ani. A plouat la București. Urmare, ce s-a întâmplat? S-a inundat Bucureștiul. Tam, tam, tam. Capitala europeană de care să fim mândri. Capitala europeană de niște sute de ani. Da? Niște sute de ani. A plouat, frate, fantastica surpriză pe care natura ne-a făcut-o. Sunt generații întregi de oameni, de români, n-au văzut ploaie la București niciodată. Brusc a plouat la București, ca urmare ce s-a întâmplat, s-a inundat. Uimitor, lucrul acesta se întâmplă peste tot în România. Băi, nu-mi dau seama cum, pentru că e apă. Cum se inundă? E simplu. Primarii sunt incompetenți. Primarii nu iau de gât societățile care ar trebui să se ocupe de diverse, gen desfundat canalele. Sunt societăți care încasează bani gârlă. Cu căruța, cu coșarca, cu sacul. Da, pentru că la pomul lăudat nu te duci cu carul, dar te duci cu mai mulți saci. Și ei pe rând. Și orașele se trezesc cu apă, iete până la... până la Buzișoare, până la Țățișoare, până la Gleznișoare, eu le-am invers, da? Ca Ana lui Manole. Și orașele se trezesc cu apă multă, toată lumea ridică din umeri, vine evident sintagma aia atât de idiotă, clar că nu mai iese Maria Mirabela, mersi frumos, atent, acum rămân cu ea. Că sunt... Ce spuneam? Vai, m-am oprit. Căldura îmi face creierii mari. Da, în continuare voi spune că primăria trebuie să ia firmele alea respective de gât, să le dea de pământ, să-i arunce pe lucrătorii societăților respective în canalizare și să facă niște campanii dracu de orășenire a unor oameni. Niște campanii. Ceva de genul, te-ai schimbat de tricou? Îți duhnește tricoul la transpirație? Da, spală-l în mașina de spălat. Nu-l arunca în veceu. Că nu-l mai găsești. Și dacă-l găsești, nu-l mai poți folosi. Sau, ai avortat spontan? Nu-l arunca în budă. Da, e sinistru, dar există porcării de astea de situații. Oamenii aruncă cele mai bizare chestii în canal, știați? Cele mai bizare chestii și cel mai urât și mai urât e la sfârșitul verii. Atunci când se fac conservele de ciuperci, de exemplu, 10 de chile de cojițe de alea, de cartofi, aruncate unde? În veceu, mă, că e greu să cobori 2 etaje sau 1 etaj sau 3 etaje, să mergi până la ghenă. A, dacă toate bloc, dacă Ceaușescu ar fi făcut toate blocurile cu ghenă de aia comună, să ieși pe scară și să arunci și ea ar fi căzut. Da, ce mișto era, dar așa trebuie să cobori 3 etaje cu punga în mână, să te duci până la ghenă, până acolo, mai vrei să faci și selectiv, nu, și atunci variantele sunt, ori le arunci pe geam, că suntem urășeni, ori arunci gunoiul pe geam, ori le arunci în budă. După aia plouă. Și ce se întâmplă? Canalizarea e înfundată. Cu ce? Cu cojițe de cartofi, capete de găină, chiloți. Și se inundă orașul. Și cine e vinovat? Primarul. Primarul este vinovat. Că dacă el ar fi fost cu sârma în mână, nu mai se înfundau canalele. Da? Ar trebui făcute și campanii de genul ăsta. E, și capitala europeană, București, are aceleași probleme, să nu credeți. Mai multe străzi din capitală au fost inundate după ce canalizarea nu a făcut față.
Băi, lămuriți-mă, cum să nu facă, mă, față? Apa, în orice cantitate vine ea, e lichidă, bre, să scurge. Vedeți că țevuștile alea pe care le-ați spus voi nu rezistă, nu fac față cantității mari de apă? Faceți, bă, o prostie și puneți țevi mai mari. Da, veți crea disconfort o săptămână, bucureștenilor. Da, dar pe urmă nu se mai inundă, măcar atât. Da, o săptămână o să vă înjure bucureștenii. Puneți tuburi mai mari. Din ce bani? Frate, nu mă privește. Aveți o societate care încasează bani. Nu e problema mea. Câtă vreme orașul se inundă, eu zic să nu mai plătim, de exemplu, către apa. Serb nimic. Absolut nimic. De ce? Pentru că mi-a inundat beciul. Sau mi-a intrat apa în casă. Da, de ce? Că n-a făcut canalizarea față. Canalizarea nu mai e problema mea. Eu plătesc niște servicii, cum ar fi scurgerea apei. Nu ne-am obișnuit noi, când se ia netul, să sunăm la firma care îți dă net și să spunem: te bag în măta de firmă, n-am avut net, 4 zile nu-ți plătesc. Vreau să mi le scazi din abonament. N-am avut TV, că uite, a picat pe nu știu unde. Nu-i problema mea unde vi s-a rupt vouă fibra optică sau pe ce dracu primiți voi TV-ul. Canalele și nu, eu nu le am la mine la televizor, vreau să-mi scădeți din abonament. S-a luat curentul de 87 de ori în 3 zile, da, alo, bună ziua, e ONU, vă rog să mă tăiați de pe datoriile luna asta. De ce? Că mi-ați bușit tot în casă. N-am avut curent, e TD-aia. Ca urmare, nici eu nu vă plătesc. Dar noi nu facem chestia asta, că suntem băieți de treabă, suntem români. Și nu o facem, a, lăsați-i și pe ei, că trebuie să trăiască și ei săracii, da? Și ei trimit factura, o încasează, râd de tine și îți trimit altă factură. Cineva în Kaufland a alunecat pe bucățică, da, acum a vrut 4 săptămâni, și s-a lovit la picior că a alunecat pe pavimentul ăla lor, cum se cheamă, pe gresia aia lor. Dacă mi-aduc eu, nu vreau, hai să nu zic Kaufland, scuze, nu știu exact. Unul din, nu citisem pe Facebook ceva, mi-a venit Kaufland prima oară, da? Și s-a lovit la un picior, omul s-a ridicat, au râs împreună cu lucrătorii de acolo, ha, ce prost sunt, n-am fost atent și altă aia. Dacă era în Statele Unite, dădea în judecată lanțul de magazine și se îmbogățea. Când o să ajungem și să facem și noi chestia asta? Bă, am alunecat pe gresia voastră, nu-i vina mea. Am alunecat că era umed. E vina voastră. Pum, proces, pum, despăgubiri. Pentru ăia din state care ia țin la imagine, știu ce înseamnă o lovitură de imagine. La noi, dai în judecată un lanț de magazine și ia zic ok, și am pierdut un client. E te scârț. Este. La fel se întâmplă și cu societățile astea care ar trebui să se ocupe de canalizare. Nu-și fac treaba. Dar ați trimit lunar factură. Nu-și fac treaba, dar trebuie să-i plătești. Păi de ce trebuie să-i plătești dacă nu-și fac treaba? N-am înțeles. Potrivit inspectoratului pentru istiu, și vorbim de capitală, frate, pentru situații de urgență București, Ilfov, din cauza ploii torențiale, mai multe străzi din capitală au fost inundate. Străzile au fost inundate. Hai că nu, trebuie să continui. Nu putem să avem grijă de toate străzile din București. Foarte adevărat. Nu așteaptă nimeni să fiți mici Dumnezei, omniprezenți, omnipotenți. Dar mă gândesc și la varianta următoare. Eu trebuie să ajung la servici. Varianta este, mă duc la servici și îmbușesc mașina că mi-intră apă în ea. Bani pe care nu o să-i văd de la societatea respectivă vreodată, pentru că nu interesează, nu mă obliga nimeni să merg cu mașina. Doi, nu mă duc la servici. Lucru, moment în care șeful mă sună și îmi taie o zi din salariu. Dacă e un șef din ăla și nu înțelege, bă, frate, inundație și n-ambarcă. Da? În continuare cu mașina. Merg prin apă, dar acolo intră apă, pe aici, pe acolo, se strică, se înfundă, dar reparații pe care eu trebuie să le fac la mașină, pentru că am nevoie de ea, dar pe care le plătesc eu, nu mi le plătește firma care nu s-a asigurat că apa trebuie să se scurgă într-o canalizare funcțională. Înțelegeți ce spun? Sunt niște cheltuieli.
Dar mi intră apa în subsolul blocului, unde ia că aveam puse, că na, sunt român, 4 tone de nuci. În saci. Vroiam să-i duc la piață. Sacii respectiv cu nuci. Și acum nu mai pot să-i duc la piață pentru că nu-i mai găsesc, că i-a luat apa. Cine, înțelegeți? N-ar trebui să-și răspundă cineva? Nu, ar trebui, dar noi mergem pe ideea, bă, dar la urmă ormei las-o așa, că de întâmplat se întâmplă oricum. Nu, fraților, pentru orice răspunde cineva. Există o persoană responsabilă pentru orice. Dacă s-a înfundat canalizarea, dacă această canalizare nu face față, există un responsabil, există o societate, o firmă care ar trebui să se asigure că face față. Cu asta se ocupă. Asta e meseria lor. Pentru asta sunt plătiți. Pe mai multe străzi, apa a depășit 15 cm, ajungând până la portierele mașinilor. Am văzut niște imagini din Gara de Nord și acolo. Băi, curgea apa din tavan la Subway, așa se cheamă? Curgea apa din tavan, cascadă, cât mai am. Cam gata? Deci închei cu inundațiile, da? Uite așa, tub, de pe acoperiș curgea apa exact așa. În continuu, frate. Zic, bă, dar cine a făcut tuburile alea? Că s-au adus modificări la proiectul original. Adică nu poți să iei neapărat firma de gât, dar cineva trebuie să se asigure. Există un administrator al Gării de Nord, da? Merge al pe ăla de gât, ăla la rândul lui va face cercetări și va lua de gât persoana responsabilă. Zic și eu. Cineva trebuie să fie responsabil mereu. La modul serios, trebuie, nu că vreau eu, chiar trebuie să fie responsabil. Altfel stăm și râd ăștia de noi. Dragilor și dragilor, mi s-au făcut semne din regia de emisie că mă apropii de final. Vă mulțumesc tuturor că ați fost alături și astăzi. Îmi pare rău că nu știu cum să fac să vă și răspund în timp real la toate comentariile, nici nu reușesc să le văd pe toate, de altfel rămâne să ne vedem mâine. Nu uitați că există posibilitatea să dați like, share, hai să facem și noi 5.000 de oameni cu Roman 24 online, dați subscribe pe YouTube, că acolo e toată arhiva și dacă vă interesează ceva din trecut o puteți vedea. Cam atât, nu? Mai vreau să vă zic ceva? Nu. Rămâne să ne vedem mâine la altă ediție a 24 de titluri. Până atunci, ca de fiecare dată, toate bune!